Salutare, dragi prieteni! Hai noroc și Doamne ajută la toată lumea! Iată că am revenit și eu după un timp pe live-urile War Thunder și aveam microfonul închis. N-am ce face, m-am plictisit, am zis să mă mai văd și eu cu prietenii mei. După cum știți, War Thunder-ul rămâne viața sufletul meu. Trebuie să mai joc un match cu Japanese ca să iau un decal cu niște peștișori frumoși. Raul, salut, spor la joc, Doamne ajută, uite și pisica să joacă aici cu mingiuță. Dragilor, în ultima perioadă am deblocat avionul AI-IT se numește, de la israelien, de care sunt foarte, foarte, foarte încântat. Are niște rachete AIM-9D, sunt senzaționale și după aceea am deblocat Nesheru, de care vă spun să îl ocoliți. Nu sunt mulțumit deloc, este o porcărie, n-are countermeasures. Slăbuț avion, cu greu. Merg reducerile, păcat că sunt doar 30%. Dragilor, pentru mine, pe PlayStation sunt 50%. Eu mi-am intrat banii de la YouTube după 9 luni de zile și mi-am luat ăsta, vă spun imediat ce mi-am luat. Mi l-am luat pe ăsta de la chinezi. Am dat pe el 144 de lei. Mi-a dat 2000 de Golden Eagles și 15 zile Premium Account. L-am luat pe ăsta. Ăsta este un tank superb. Type 96A. Mai am la chinezi. Mai am T69-2G. Așa că la chinezi nu duc grijă de tankuri. Dragilor, hai să-i dăm drumul să vorbărie, știi cum, vorbă lungă, sărăcia omului. Îi dau drumul, trebuie să mai fac niște meciuri cu Japanese ca să-mi iau acel decal. Păi, fraților, cred că mai mult de 2 luni de când am mai făcut YouTube, este? Nu mai știu când am făcut ultima dată YouTube. Live, pardon. Uite, sunt în live aici, să dau și mai încet. Așa. Și să văd aici Wave, Raul, v-am salutat, să fiți sănătoși, dragi prieteni, hai să ne bucurăm, dau o tandă, mă, ce știu, mi-a trecut o lună, păi, da? Am tot, să știți, apropo, vă mulțumesc din suflet, am 2000 de abonați, cu greu, cu muncă, cu trudă, cu transpirații, cu nervi, cu plăceri, cu nu știu ce, am făcut 2000 de abonați, stați așa să dau joace pisica în deplasare, am făcut 2000 de abonați, ceea ce mă bucură foarte tare și vă mulțumesc din suflet, dar se pare că live-urile și clipurile lungi nu mai merg pe YouTube, cel puțin cu jocurile video. Cel mai bine merge acum shorts-ul. Așa că dacă aveți chef să vă apucați de YouTube, încărcați shorts-uri, dar nu știu, trebuie să ai un număr de abonați. Deci merg shorts-urile de rup. La fiecare videoclip, 90% din videoclipurile shorts-urile încărcate, am 1000 de vizualizări. Păi n-am avut 1000 de vizualizări pe live sau pe videoclipuri în viața mea. Așa că, știi cum e, muncești puțin la ele, le editezi ușor. E păcat să mă chinuiesc cu videoclipul, stai cu montaj, stai cu nebunii, stai cu alea, stai cu alea. Când pot să încarc câte două shorts-uri pe zi și aia e. Este de la algoritm, pică random la oameni, pe tocmai de aia, dar înainte nu era tot de la algoritm, nu pica random. Merge treaba cu shorts-uri rupe. TikTok-ul am crescut și acolo, dar am vorbit cu Florin, cel de la noi de aici, din Roanu, care are TikTok. Și a zis, frate, nu iei bani. Asta e prost, rău. Din TikTok nu iei bani, așa că o lăsăm să treacă treaba. Cer scuze, dar am avut acum vreo 2 săptămâni o răceală de Paște. Cu o săptămână înainte de Paște, adică Paște l-am făcut cu răceala de apă trecute, așa. Am avut o răceală ferească, mă, Dumnezeu, de mult n-am mai avut răceală. M-a rupt. De duminică până duminică am avut-o. Plecam de la serviciu cu 2-3 ore mai devreme, că nu puteam să mai stau. Foarte nasol mi-a fost. Uitați că am scăpat. Cred. Mi-am dat-o de-aia un spot. Și nasul, am telefonul sus acolo și mă tot distrage atenția, că eu altfel joc de rup. Vorba lui Cuc, dau bombe atomice aici, dar rup.
Auta, încheiești gura lui. Bounce. Păi ce cu bobiți? Ori jucăm, ori nu mai jucăm. Hai odată cu artileria aia, că ai consumat-o pe prostii. Nimic? Nimic, frate. M-a luat de aici, mă? Da, mă, dândărea. Aici a apărut, ferească Dumnezeu, l-am văzut. Așa, în ultima perioadă vreau să vă zic că joc mai mult avioane. Fraților, nu mai place cu tankurile. Deci nu mai îmi place, nu știu de ce. Faceți battle pass-ul, bă, sincer, no, nu-mi place. Am la englezi, singura țară la care aș mai plăti acum pentru battle pass, pentru un tank, ar fi japonez, ar fi Suedia, dar și la Suedezia am... Oh, domnul Căpșuna, hai noroc, ce faci, mă, Florile, nu te-am mai văzut de mult. Rare, salutare, dragilor. Vă surprind, este că am intrat live. Și eu mă surprind pe mine. Vedeți de ce nu mai îmi place mie să joc cu tankuri? A, uite, că a venit băiatul aici la cămpăreală. Nu e bine. Ne mutăm și de aici. Nu mai am cu ce intru cu asta. Ce dracu să fac cu asta? Nu știu unde să mă duc. Ci că nu te-am mai văzut de mult, auzi la el. Că nu ne-am mai văzut. Nu ne-am mai văzut de mult, nu? Am zis ceva? Unde mă duc, mă? Că iar mă iau ăla de sus de acolo. Ia uite. Exact ce spuneam. Ia uite. Ce o să mă duc, mă? Uitați-vă și voi. Ăsta s-a tălat meciul. Gata, la revedere. Frustrant. Terminăm pe ăsta, ne ducem încă o dată pe ăsta să fac. Nu-mi plac japonezii. Nu mai îmi plac la CS3. Deloc nu-mi plac. Și de-aia în ultima perioadă mă joc foarte mult cu avioane, că nu mai e chestia asta, frustrarea asta. Și am jucat foarte mult. Apropo, acum sunt discounturile. După să puteți să cumpărați și tankurile cu discount la Silver Lions. Mi-am cumpărat cam tot. Sunt venit la zi cu ele. Și am jucat foarte mult cu Tiger 2 Sla. Știți foarte bine că e viața mea, sufletul meu, Tiger 2 Sla. Aici acum jucăm, mergem aici pe partea asta. Hai să încercăm să mă duc cu asta. Și cam atât, adică nu, Battle Pass-ul nu-l iau. Nu trebuie Battle Pass-ul, că nu am nevoie. Paul, aveți activată chestia aia de la avioane care... Băi, eu zic că l-am. Se numește... Știu că după ce tragi, de exemplu, cu rachetele, cade suportele. Dar uite că nu mai știu cum îi zice acum. Trebuie să mai joc un joc cu japonezii, să am activitate mai mare de 70% ca să-mi iau decalul ăla, că știți că sunt foarte disperat. Sunt disperat, dacă se poate spune foarte. Sunt disperat să iau decalurile. Tot ce pot să iau ca decalul, le iau pentru colecție. Nu știu, am așa un fetiș. Care-i fetișul tău în viață? Să iau decalurile de la War Thunder. Păi fără decaluri nu poți să stai? Nu, simt că nu sunt realizat. Aude. Mamă, dar ce i-am dat-o lor la mâncăiaș gura lui. Ăla l-a luat așa, săracul a explodat în... Aolo, aolo, fugi, Paulic, că ți-o dă ăla. Ai văzut? Exact ce spuneam. Hai că mi l-a luat altul. Mamă, ce a fost și un kill și un assist. Nebunia a fost aici. Doamne, ce i-am dat-o. Tankurile germane au niște forme. Eu, fetișurile cu tankurile germane au niște forme. Bă, nebunie, mă. Ia mă ce distanță avem aici. Nu te băga în distanța mea.
Nu vrem o să mă soare. Ba, na. 80. Hai că măsură aici. Au niște forme ascuțite. 350. Nice. Bă, dar nu mai vine niciunul, mă, dar lasă-mă că mă duc eu la ei. Stai așa că am jucat prea relaxat. Am fost un pic cam relaxat. Da, da, ia-i tu, mă, ia-i tu pe toți. Out, out. N-am dat-o bine, n-am dat-o bine. Trebuia să o dau la plafon. Nu mai vreau, nu mai îmi place, nu-mi place. Ăsta, apropo, știți foarte bine că i-a făcut-o pe americani acum. Hai, tata. Bine, nici japonezii nu sunt ceea ce trebuie. Au zoom-ul foarte puternic, balans, au destul. Am înțeles că astea de la 8.3 sunt mai mișto. De la 8.3 în sus, dar 6.3 oricum n-am mai jucat de mult cu ei. Cred că am un an de zile de când n-am mai jucat cu ei. Nu mi-au plăcut, aici m-am blocat efectiv. Am deblocat și 6.7 și nu l-am mai cumpărat. Cu toate că acum sunt reducerile, nu le-am mai cumpărat, nu mai trebuie. Hai băiatul meu, hai băiatul meu, se mișcă greu. N-au blindaj, au penetrare, dar n-au blindaj. Nu sunt genul meu. Cum am zis de fiecare dată, și v-am zis de fiecare dată. Bă, frate, tu te adaptezi la tank, nu tankul la tine. E, la astea nu pot să mă adaptez, fraților, mi-e atât de greu. Ia uite. A, ăsta este un meu. Și acum, parcă vei că vine la și dâmbala, nu pot să-l iau. Uite-l, 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 uite-l. Exact ce vă spuneam. Exact ce vă spuneam. I-am tras, nu i-am făcut nimic. El mi-a dat planșat. Eu nu i-am... Nimic, bă, nimic cu hit FS. Mă duc pe avion. A? Nu, lasă să iau tankul. Mamă, iar ne-au rupt ăștia. Iar ne-au rupt ăștia, fraților. Rușii sunt... iar favorizați în joc. Dar americanii... Uite de curiozitate, după ce terminăm cu asta să jucăm cu americanii, frate. Jumbo, ăla, M4, aveți antieriene rusești, sunt foarte bune, sau ce scrie aici? Sunt bune? Nu prea mă omor eu după antierienele rusești. N-au stat bine la antieriene decât ăla, la 8-0 în sus. ZSU și e ZSU-57-2, care el de fapt a fost făcut ca antieriană, dar să moară măsa. Deci tot ce este tank e antitank, ăla nu mai e antieriană. Dar nu știu ce am eu presimțire că e... Ia uite, că e ceva aici. Exact ce spuneam. Exact ce vă spuneam. Iată meci. Bă, să moară măsă. Bă, să moară măsă. Gata meci. Ne întoarcem la ale noastre. Mai am ceva? Nu mai am nimic. Deci nu pot să iau decalul ăla. Astăzi toată ziua am jucat să iau decalul ăla. Nu pot, frate. Ia uite, ce mănâncă și pe asta. A, gata, mă, m-am liniștit. Te iam pe ăștia. Nu pot, efectiv, nu pot să joc, să iau de calul ăla. Mă, dar nu termin eu un meci, mai trebuie. Nici că mai intru pe aici, la ăștia. Ia. Ia, nu știu de ce mi-e impresia că am un tank acolo. Bă, și chiar era un out. Uite-l pe aici, out. Out. Ce credeți, stă la pândă? Stă scârba ordinară. Ia uzer, e sus aici, out. Aute unde e. Și eu ce să-i fac ăsta? La omorât, mă, până la omorât, frate. Bă, frustrante, mă. Nu l-au omorât, mă. Aici. Uite-l. Ă, sfârșit, a dat Dumnezeu și l-am luat. Am avut emoții, jur.
A dat Dumnezeu și l-am luat. Ferească-mă Dumnezeu, eu. Uite ce mi se omor. Superb! Eu am fiul că nu mai până? Nu. Ce să nu se mă duc eu pe aici? Doamne, 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 ce frustrant, te jur. Aolo, ce ăsta ce mai e? Aolo, ăsta ia de doi ăla. Asta e că n-am mitralieră pe ăsta, scuzați-mă pe mine. Scuzați-mă. Aolo, uitați-vă și voi ce e aici. Uitați-vă pe hartă ce e aici. Oare ne-au conjurat? Nu cred, dar știu. Dar știi ce fac acum? Mă duc repede, le iau ce eu. Artilerie nu am. Oricum n-am șanse să mor pe ăștia. Ia uite-l, uite motor, uite motor, uite motor. Da, gata, m-am liniștit, a dat cu artileria pe mine. Facem pariu cum omoară ăsta? Pe ce facem pariu? Nu pot să vină la cu avionul și mă omoară, cum ia să vedem voi. Doamne, ce frustrant. Nu-mi plac, mie nu-mi plac astea. Uitați-vă și voi, am dat și noi, am făcut nimic. Target destroyed, a dat Dumnezeu. A dat Dumnezeu să mă bag cu anti-aireană și traia să trag de două ori, sunteți nebuni. I-am mâncat pe japonez, gata. Ce vine la aici de bombă pe mine acum? Ia uite exact ce spuneam. E acum mă iau ăștia de aici. Mai e ceva pe aici? Nu. Până ajung eu cu tancul japonez. Păi chinezii îmi plac foarte tare acum, frate. Foarte tare îmi plac chinezii. Păi ce mai faceți? Ce mai ziceți? Și gata meciul. Și gata meciul. Gata meciul. Exact ce v-am zis. Bă, măcar aș putea să iau un de carul ăla, bă. Să-l dau dracu de japaniz. Hai mă, cam activitate. 87%. E, a dat Dumnezeu să iau și artilerii suport. Ne bucurăm de War Thunder, că bine zici. E, în sfârșit a dat Dumnezeu să iau acest decal minunat. Se numește coi. Și dacă ai două decaluri de-astea, cum se numesc? Uite, totul este la super reducere, ca să zic așa, ceea ce merită. Not bad, not bad. Uite, vedeți, totul e la 30% reducere. Bă, ceea ce e super ok. A, da, și eu cercetez la chinez, în la 6. M-am și sperat, ce dracu s-a adevărat? Și era melodia de War Thunder, nebunilor. Bun, de ce asta am luat-o? Hai să încercăm să punem și noi decalul ăsta, dacă tu ne-am prostit atât. Bună seara tuturor! Salut, Răzvanică! Bine ai venit atât! Customization. Ăsta trebuie să fie la Holiday. Ceva de genul, nu? A, nu e aici, e jos, aici. Other. Nu, mă, nu, special la Holiday trebuie să fie. Ăla e, ia uite-l. Un alt decal mișto pe care l-am luat și mi se pare superb. Superb, vi-l arăt imediat, my friend. My friends, ia uitați-vă ce și-a luat nebunul. Ia uitați-vă aici. Ia uitați-vă la decalul ăsta pe care l-am luat, îl vedeți aici?
Am luat ăla cu Italia Liberă și telema mi-a dat ideea, zice, bă, dar uite, am pus steagul României deasupra și acum te uiți la România Liberă, ceea ce mi se pare super tare. Spuneți voi că nu-i mișto. Stați așa un pic să mă șeruiesc și eu. Mie mi se pare super șmecheră ideea. România Liberă, ce tare. Deci, luați decalul ăsta și l-am pus pe camuflaj și alb, că na, e mai vizibil. Am ăsta, camuflajul ăsta, da? Și îl pui aici, România Liberă, vedeți? Și pui la pe deasupra. Ai. Uite, ce mișto să vede. Și cu steagul ăsta deasupra. Numai o secundă, mă frâng, că astăzi nu mă grăbește nimeni. N-am absolut nicio treabă. Facem așa, grupurile tale, odată, 1, 2, ne șeruim. Doamne, de când am intrat la nici nu mai știu cum se face. Așa. Acum, mă mai șeruiesc odată. Copiem. Ne ducem pe discoarde. Deci, întrebare. Dacă un decal se numește coi, dacă ai două decaluri, cum se numesc? Hai, Doamne. Ai ciudat, aici de două ori, ori tânduri. Gata, tată, hai la distracție. Gata, am intrat și pe ăsta, chat live. Humpty Dumpty. Dau și ăsta, pun ăsta aici, ca să l-am în față, să fie treaba, treaba, să fie treaba frumoasă. Ia, dacă pun ăsta, l-am încărcat vă buze aici. N-ar trebui să mă buze. Bun. Decalul l-am luat. Cu ce aș putea juca? Dacă ai nevoie de un partener de suferință, sunt pregătit. Am mâncat și cu Liva. Dă-mi, te rog frumos aici, Căpșunic, un mesaj ca să-ți dau uitați. M-aș băga la un chinez. Și la chinez să vă spun ce și-a luat nebunul. Ia uitați-vă, fraților. O frumusețe. O frumusețe. Bă, ce mă bucură. Știți că după update, putem să jucăm și noi 5, 6, 3, 5, 3. Jucăm, da? Hai. Uite, de exemplu, la un 8-3 sau 5-6, uite, hai mă, cu americanii, mă, că am zis cu americanii, hai, dați-mi aici, dați-mi invitație și eu vă dau invitație în joc. Știți foarte bine că într-un update se vedea aici. Salutare, hai, noroc! Hai să scriu și eu aici. Vă aștept pe live. Așa, cine mi-a dat mesaj aici? Care ești dintre voi aici? Radeș, tu ești? Și vărul meu, 8-3. Bun. Și vă spuneam că și tancul tău pe platformă aici în hangar era și la scotea fum. Bă, mă enerva chestia aia, mă scotea din sărit. Am zis să jucăm un 5-7. Un 5-7 cu nenorocirea asta. Ăsta e tancul din Fury, băieți. M-am uitat și văd de când am mai jucat cu el, că am și coroana aia de... Ce-și putea băga aici? Ce zici, Rade, și aici eu am așa, pa, 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 el... A, da? Mi-a zis... Păi de ce nu zici, mă, friend, așa? Mai dă-mi o dată, uite-l aici. Invite to squad. Păi de ce nu zici, mă, Rade, și dacă e ok, aveam loc. Bineînțeles, hai! Aștept, dați-mi mesaj aici. Am luat ăsta, am luat ăsta de la israelieni. Am luat ăsta de la italieni. Am luat ăsta de la British. Am luat ăsta de la South Africa. Cum ești? Uite aici, Paul minus Balog. Am luat ăsta, ăsta, black. Așa, Japanese. Am luat decaluri aici, uitați-vă câte decaluri am. De la israelieni, ăsta îmi place foarte mult. Ăsta e frumos de la Japanese. Foarte mișto decalurile de la japonezi. Foarte frumos. 5-7 SUA. Gata, frate, 5-7 SUA. Ești nebun la cap. Jucând, rupem, ești nebun. Să vezi acum. Am spart War Thunder. Ăsta e tant cu Dan Fury, dacă nu mă știu, nu? Ăsta e la Dan Fury, da. Ți-am dat, Ed, Google, eu zic să-mi dai invitație aici, uite așa. Că nu știu când te găsesc.
Dă-mi invitație că nu te văd, dragul meu Raj. Așa, hai să-i dăm drumul unul repede până... Radu, și să-mi dai invitație sau să-mi dai un mesaj ceva, Paul minus Balog, și atunci te bagi pe tine și pe prietenul tău sau cine zice că mai e pe acolo. E ziua dentistei mele, ca să zic așa, i-am murat la mulți ani să ne trăiască, să ne facă la dinți. Fie sănătoasă, că asta e cel mai important. O, să trăiască, să trăiți. Băi, MCM-ule, băi, cu cel mai al dracu respect te salut. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Și zice, mă, dacă ai două de calul, să nu maște că ești potent. Nu e sănătos. Băi, chiar mi-era dor, bă, să te mai văd. Să trăiești, domnul MCM-ule. Ți-am dat. Gata, gogule. Hai să vedem. Unde mergem? Mergem în stânga. Hai în stânga, păi, pe mama lor. Am zis că cu ăsta, ia să vedem cu ăsta. Ce facem ăsta? Ce mai faci, domnul membru? Îți mulțumesc încă o dată că ești membru pe acest canal. Robert Bălțatu, hai noroc, salutare! Bă, frate, chiar mi-a fost rușine de voi. La un moment dat i-am zis și lui ăsta, lui Brigada, bă, nu mai plătim, mă, membru, frate, la mine, că parcă mi-e și rușine de voi, așa. Și de abonați și de membri, îți dai seama. Lasă, frate, zice, lasă, dacă mă scoți bine, dacă nu, eu plătesc. Bravo, mă, îți dea Dumnezeu sănătate. Am 2001 abonați, să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă mulțumesc din suflet. Că vorba aia, datorită voi, intru, că altfel n-aș mai intra. Și mi-au venit și mie 300 jumate de la YouTube. Mi-am luat și un tank premium și mă gândeam să mai impun acum. Am terminat concediu și încep munca de marți. Bă, important e că ai pe întâi liber, frate. Asta e cel mai important, my friend. Ai avut concediu? Bine, n-am avut. O singură zi de concediu am avut și eu anul ăsta. Și stau și mâine acasă și poimne. Și astăzi am venit ieri de la muncă, fraților, mi-am făcut targetul, mi-am realizat salariul, ca să zic așa. Ce doiule, hai noroc! Bă, fraților, am venit de la muncă rupt. Sculat de la 5 jumate, muncit toată ziua, am tras tare să-mi fac targetul, am plecat pe la 6 de la muncă. Băi, fraților, am venit acasă, m-am culcat, am dormit de la 7, 8 până la 12. Oh, hai noroc, Mr. Nick! Ceva, mă, Mr. Nick, să trăiești. Am dormit până la 12 noapte, fraților. Până la 12 noapte, azi dimineața la 4. Auctor. One shot! One shot la panteră, mâncava-și gura voastră. Target destroyed. Lenevesc. Pentru cei care nu știți, Sorin este Mr. Nick, un băiat de nota 10. Și ăla m-a luat pe mine, nu l-am văzut. Nici rog, în dracu să-i fac. Bă, dar ce-a dat la panteră, o anșan, mâncava-și gura voastră. Bă, o anșan, mă. Ia uite, bă, ia uite-te și tu, dacă un pic mai îndreptă, dacă dădea... Mamă, ce e aici? Cu ăsta nu te pui, mă, frent. Ăsta ne dă voie să luăm bombițe? Nu, ne dă voie, că era bine dacă luăm bombițe. Să rămân, la mulțumesc. Nu aș băga cu unul de ăsta. Hai de ce să mulțumești, asta e părerea mea. Știi cum e? Nu trebuie să arăți cum ești, trebuie să lași lumea să te caracterizeze, ca să zic așa, știi? N-ai de ce să mulțumești. Ești un nenorocit de War Thunder. Ce să mai pe acolo și încoace? Ești un nenorocit de War Thunder. Te-am băgat și pe tine în clubul nonorociților de War Thunder. Adică niște obsedați. Uite-l mă. Arghe distroi, l-a văzut Pauli că mâncaia și gura lui. Cum l-a văzut Pauli că uitați-vă cum stă la acolo. Păi. Deci i-au făcut pe american, dai one shot cu ei, mâncava-și gura voastră. One shot, mă? Dacă eu încă sunt de Crăciun, știi, suntem în mai. Păi și la mine, tată, la mine e clar obsesie. La mine e parte din viața mea, War Thunder. La mine War Thunder-ul e Jacksinian, bună seara, ție-l, Paul, ai noroc. Ce fă, mă, Jackson? La mine este obsesie și recunosc.
Adică în fiecare zi eu trebuie să... Aolo, ce năsură aici. M-am mai jucat în ultima perioadă și vă spun sincer, Call of Duty Modern Warfare, dar 2-ul, că acum e free, nu știu cum joc genul ăla de battle, îmi place, dar la un moment dat e repetitiv așa, nu mai îmi place, și să-mi iau peciu, nu mi-l iau, așa că știați că Panther avea un sistem în țeavă. Că a rămas afară cu focosul de la proiectil. Domnul Wave, pupați-i și ochișorii tăi. Ați creat un cult. Pocăiți-vă și jucați ori tandă, să știi. Să știi, Raul. Păi nu-i dai eu, mă, nu brigada. Stai, mă, brigada acum, adică nu-i el cu mine aici, mari, mari. Stați așa un pic, pe păi, cum? Hai, nu, norocitule, pe War Thunder, că fac și eu live după o lună de zile. Asta vorbesc acum cu brigada. Băi, a venit el din Cluj și a ținut morții să ne vedem. A venit în partea alta a Bucureștiului, săracul, cu metrou, cu nu știu ce, și ne-am întâlnit eu, Oberst, Mari sau Alina România și el, frate. Și a venit săracul cu metrou ca să stăm de vorbă 2-3 ore. 5-7, da? Mă, nu știu de ce am impresia că o să mă omorești. Eu te unde. Cu ce vrei să tragi tu? Că nu mai ai cu ce, mă frate. Mama, a trecut prin șenilă, fraților. Aici. Bă, fraților, Cannon Bridge, voi sunteți nebun la cap? N-am la asta. Stai că avem telefonul aici. N-am de la, bă. N-am de la să-mi șterg. Îi dau trimis. Băi, frate, bă, ce șmecherii a făcut pe americani? Așa că arată prea frumos tancul ăsta, doar că nu e bun de puș. Hai să încercăm, că știți că eu sunt disperat să joc cu de-astea. AM1 ăsta are mai multe de-astea. AM1, AM2, AD2. Hai cu AD2. Dar nu. A, da, mă, ce asta, mă, dă pierdut nebăi. Mă simt bine, joc cu ortandă și cu asta. Așa că vorba lui Raul. Pocăiți-vă și jucați ortandă, nonorociților, mai păcătuiți. Asta avem mai multe rachete. Nu prea am sunet la joc. Sau nu l-am eu. Ia să dea mai tare un pic. Sau de bine, da? 14 oameni pe live. Vă mulțumesc. Suntem 2000 de oameni. După ani de zile, frate, am reușit să fac 2000 de oameni și am făcut 2000 de oameni. Foarte mulți abonați am făcut cu șorțurile, frate. Foarte greu, foarte greu. Deci, atât de greu am făcut abonați cu War Thunder, dar plăcerea mea este că am făcut cu ceea ce mi-am dorit, frate. Uite aici. Cu ceea ce îmi place. Mamă, ce e aici? Am mâncat vaci gura asta, uite. Doamne, viața mea, sufletul meu, avioanele astea mâncat vaci gura asta. Aute, cum vine. Doi, mâncat vaci gura voastră. Hai. Vă dă tăticul vostru acum să behăiți răței dreacu cu melcii voștri. Ia. Opa, doar hit. Are ce să fugă scârbilii? Hai. Mamă, și vine un avion care nu-mi place cum s-aude și nu e al meu. Sigur, nu e al meu. Orgel și destruit. Bă, știe Paulica cu avioanele, încă mai știe. Încă mai știe ce, Iulian. Zici, acum o lună, zile, zici, ca. Oh, ai noroc, salutare. Uite-mă că a venit nenorocitul. Nu norocitul. Băi, băi, cum i-am dat un mesaj, ca un membru abonat ce este la mine și îi mulțumesc, imediat a dat năvală-mă pe canalul meu. Băi, vă mulțumesc încă o dată, suntem 2000 de oameni, chiar apropo, stai că vă spun imediat că suntem.
vă spun eu, băi, vă mulțumesc, ce să zic, nu, n-am ce să vă zic, 2002 chiar. Pentru cei de pe PC s-a băgat un mod de sunet super realist. Băi, am auzit chestia asta, chiar 2003 suntem acum. Și vă mulțumesc, my boys. Hai, tată, nu mă lăsa. Ia uite, oricând nenorocitul e membru timp de 10 luni. Doamne, pupați ăștia tălpile că m-ai lăsat să mă bucur cu nenorociți ăștia, pardon, nenorociți. Îți mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc mult de tot, membrilor. Băi, sincer, voi mă face să mai intru, că mi-e rușine de voi și de abonați. Mi-am intrat 350 de lei, acum ce credeți că mi-am luat? Mi-am luat ZTZ-ul ăla de 10-0. Nice. Mulțumesc încă o dată, 10 luni membru, nenorocitul. Și MCM-ul e de ori, de nou și lui Răzvi, am zis, Google, nu mai băga banii pe la mine pe chat, că mi-era rușine de el, frate, că eu nu mai făceam live-uri. Mulțumesc încă o dată. I love you, boys. Pocăiți-vă, nonorociților, și jucați War Thunder. Așa, câte secunde? Mai avem o secundă. Bă, nu stă, not bad. 6 kg. Doamne, nu știu, parcă vin așa. Știi cum vine pofta? Eu am și uitat să joc. Păi da, nu, deci nu te mai bag în seama. Dacă nu mai joci, mi-mi pare rău ce mai merge. Tu de ce mai intri, mă, cu noi pe Discord? De ce nu mai dai și mie, mai stăm și noi de vorbă, mai stăm ca bătrânie? Nu știu, vin chilurile astea așa ca pofta, vine mâncând, știi, cam așa ceva. N-am boost, n-am. Ăsta micu ce faci? Domnul Căpșunic, e bine și el, două cu două. Pofta vine mâncând, mă, friend. Așa și cu chilurile astea. Nici nu știu când a venit. Bă, ce îmi place când se lipsi de modestie, așa. Oh, te salut, domn Paulică, de la volan. Oh, Maximus, ai noroc, Doamne ajută. Mulțumesc că ai trecut pe la mine. Nu uitați să-mi dați și mie un like, un share, un dislike, ce vreți voi. Și nu uitați că puteți să îmi dați like-uri și chiar v-aș ajuta foarte mult. Apropo, suntem 9 inși acum. E foarte important pentru mine la shorts-urile alea pe care le pun să dați și un mesaj. Când îmi dați un like, dați acolo. Foarte tare, nu știu ce. Vreau să văd dacă îmi face și mai like de la mine, ai tot timpul, îți mulțumesc mult, domnul Maximus. Am observat că e foarte important sau mi-l promovează YouTube-ul și TikTok-ul când am și mesaje pe lângă like-uri. Așa că v-aș ruga să-mi dați, când dați like, să-mi dați și un mesaj și aveți acolo, puteți să cumpărați și inimioare de mulțumire. Mai băgăm și noi ceva în urtan, dar că am băgat ceva ani. Ia să vedem. Ajută-mă, ajută-mă, căpșunică. Vreau un... Aha, mamă, e chiar lângă el, bă. Vine băiatul, vine băiatul. Ți-l văd. Fugi dacă poți. Fii atent că l-am luat și pe căpșunică, jur. L-am luat și pe căpșunică. Da, am dat bomba, mâncă aia și gura ei. Acolo am pus-o, mă, mâncați. Eu când dau cu bomba, o pun cu degetul așa. Unde trebuie să fie? Pe casca aia. Cred că a căzut pisica. Nu-i bai, știu, Gogure. Bă, nu ești că nu te supărai, doamne. Mama, s-a întâmplat ceva? Ah, ok. Bă, am vrut să demonstrez că pot. Și ce să vezi? Chiar am putut. Vezi? Uite, dispoziția pe care mi-a creat-o Japonia, dispoziția pe care mi-a creat-o japonezul. Așa că băieții mei care mai doriți să mai jucați, care mai pot... What? Ce dracu e asta? Ăsta e cumva napalm? Floș mai răspunat. Păi, dar bineînțeles. Mă, ăsta e cumva napalm? Că nu-mi dau seama. Nu-i la palm? Ce bombă e asta? A, asta e torpilă? Mă puteți ajuta și pe mine, vă rog? Cred că e torpilă asta. Sunt mine. What? Nicule, astea sunt mine, mă? Păi de ce nu ziceți, mă, băieți, așa? Păi de ce nu ziceți, mă, băieți, așa? Să-i dăm drumul la treabă.
E mină, băi, ești nebun la cap, băieții care erau mai devreme, n-au reușit să-mi dea aici, să le dau și invitații. Hai băieții mei, nu-mi dați, hai, continuăm, nicio problemă, nu face nimic, 5-7 să rămână rubele. Poate eram pe ăla de la Decal, de la Battle Pass 63 ăla. Asta. Mamă, câte bombe are și ăsta, Doamne, nu, rămânem pe 5-7. Bă, foarte șmecher 5-7, jur. Hai. Doamne, ajută-ți, mulțumesc, Doamne. Nu, n-am dat drumul la ventilator, bă, să... Când mă aștept, i-aș văzut ce am în spate, da? Are, e distrat. Bă, sunt obsedat, recunosc. Recunosc pe TikTok, pe tot, War Thunder, bă, dar ce ai făcut, bă, cu War Thunder ăsta? Ai pregătit gătarul, Google? Bă, astăzi n-am ieșit, nici n-am chef de... Bă, chiar eram obosit, simțeam nevoia să mă odihnesc. V-am zis, am dormit aseară de la 8 până la 12 noapte, m-am culcat azi dimineață pe la 5, m-am trezit pe la 10, astăzi am dormit tot așa, de pe la 4 până la 8. Chiar simțeam nevoia să mă odihnesc. Mâine, probabil o să ieșim din casă. Fetele au fost la un meci de volei, la Rapid. Fiimea se duce la volei acum, are pasiune voleiul. S-a dus nevastă mea cu fiimea și cu prietena lui fiimea, cu fata prietenului meu, BFF-ului meu, ca să zic așa, BFF-ul ei. S-au dus la un meci de volei la Rapid, după aia s-au plimbat pe Calea Victoriei și după aia în Kaufland. Băi, noi o să ne ducem și cu siguranță și luni, pentru că nu stăm acasă, yeah! Și vreau să comand, s-a deschis aici, în drumul taberii, s-a deschis grătar de la Ciotoianu, ăla vestitul Ciotoianu din Popeșle Ordeni. A făcut și în drumul taberii, fraților, am luat. Deci e un mic, cât doi mici normali și mi se pare că e la cu 30-40% mai ieftin decât dacă ai luat doi mici. Odată. Și băi, sunt senzațional, nu ți-e rău după ei, nu gâpâi, nu râgâi, nu... Foarte mișto mici, vă-i recomand. Micii, grătar la Ciotoianu aici, foarte bun. N-am nimic de făcut, chiar mă bucur de zilele astea libere. La Cluj e 6 lei micul, la noi e 5 lei, dar la Ciotoianu e dublu cum ar veni. Intrați pe net să căutați mici Ciotoianu. Și am văzut un YouTuber, a venit în București special să facă un review de ăsta cu micii de la București. A fost la Obor, a fost la Cocoșatu, a fost și la Ciotoianu și cei mai buni mici au fost la Ciotoianu, dacă vă vine să credeți. Adică, bă, frate, not bad. Mai am dat așa ca să fac praf. Deci dacă veniți în București, în Popeșle Ordeni mici de la Ciotoianu și în drumul tabere. Asta e acum, nici nu m-am spălat, vreau să mă bărbirez, vreau să mă tund. Îl aud până norocit, e aici. Cel până norocit unde e. Arghe din sure, dar ce trebuie era ăsta? Era... de la Japanese. De la Japanese era el șmecher așa. Iată că nu mai e nimic. Mă duc să încep, dar dracu mă duc, jur, chiar dacă mă omoară. N-am nimic de pierdut. Dacă apuc să încep, sunt șmecher. Uite-l. Aici. Am spot pe ăsta, dacă e... Aha, l-a luat. Ce concentrat sunt aici. M-a luat în spate. Era de așteptat să m-a luat. Ia uite de unde m-a luat. Scârbă ordinară! Au schimbat, bă, să-ți fie rușine, frate, n-ai mai jucat, n-ai mai intrat. Ce Doamne iartă-mă? Mă, tu te-ai însurat, tu ți-ai găsit vreo creștină, vorba nevastă mea. Ți-ai găsit vreo creștină și acum...
500 de puncte. A, am puncte. Dau nuclear, am mâncat inima. Tu ți-ai găsit vreo creștină și nu te mai lasă să joci niciodată. Hai, bine, m-am dat, da. Ce cu tine? Au schimbat sunetele, băi, tu chiar te-ai pocăit, mă? Să nu mai joci tu War Thunder, băi. Alo? Mi-a dat de ales un căieș grea, bă, ai făcut alegerea cea bună. Să o alegi pe el și nu War Thunder-ul. Că după câțiva de relații alegi War Thunder-ul. Nu de altă, dar m-am zis și eu pe la niște prieteni, știi? Mă, trebuie să-mi iau pe aia, n-am cum, n-am cum. A, dar stai puțin să mă duc așa. Eu pe amândoi. Este și a zis așa, sarmale sau pită cu un soare? Păi da. Și tu ai ales pita. Dar e destroyed. M-a rupt al dracu. M-a rupt, dar l-am luat pe ăla. Air 3, bă. Air 3, bă, m-a luat, bă. Nu face nimic, merge mai departe. Scârba asta nenorocită, bă, de amici, l-am luat pe ăla. Just a moment, am un fetiș așa și m-aș duce un pic să iau ăla, dar să iau avioane, dar lasă-le dracu că se ocupa altcineva de avioane, mă duc pe cifra celor, ascultați ce vă spun aici. Reducerea, au început reducerile, HSTLV redus cu, 3, cu 300, da? Sunt reduceri la, la... Sunt mortul de noi venim coace. Fifty Kill-ul a făcut super OP. Sunt reduceri, poți cumpăra tancurile. Dacă aveți acum de cumpărat tancurile cu Silver Lions, acum este momentul, eu am cumpărat aproape tot. Sunt reduceri la Premium Account, la 6 luni și un an de zile. Sunt reduceri peste tot. Sunt cele mai bune reduceri, acum le iau. Sunt reduceri foarte multe acum. Bă, uite ceva. Uite-l aici. S-a mortul, nu se mai întoarce, e mort, e pișat pe el. Ia de aici, my friend, ia-o sus. Ia-o sus, my friend, target destroyed. Da. S-a pișat pe el. Mă rog, scuzați, m-a făcut pipilică pe el. Ia uite-l, aia e tot al meu. Atacați eu că vă spar cu bătaia, scârbelor ordinare. Trebuie să vin eu. Target destroyed. Mă, ce ți l-am luat prin crăpătura aia? Mă, cum a fost așa? I-am dat un pic aici. Oh, Edu. Bă, ce e aici, mă, mâncați? Maca, ia stai, mă, ce e asta, mă? You are amazing. Dar ce e asta, mă, mâncați aici gura ta? 200, ce e asta? 200 cumpără propriul super stick. Băi, ești nebun. Bă, îți mulțumesc ăsta. Ce sunt 200 de ce? You are amazing. Thank you so much, domnul Macai. Îți mulțumesc mult din suflet, gogule. Dar, salut, Grigore Adrian. Vă mulțumesc din suflet. Lol. Băi, ești nebun. Doamne, vă mulțumesc mult de tot. Dar știi ce sunt 200 de ce? Că doar nu de euro, doamne, iartă-mă, nici nu mă gândesc. Dar sunt... Silver, lei, nu știu ce sunt, jur că nu văd cam astea probleme. Sunt coroane suedezi. Bă, mâncați aici gura ta. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, mă, mâncați aici gura ta. Eduard Macai, stai puțin, sunt coroane suedeze, că nu știu cum sunt astea. Păi și Macai este în Suedia coroane. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, nici nu contează cât sunt. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, îți mulțumesc din suflet. 20 de euro mâncați aici gura ta să rămână, bă, dar proste, doamne, mamă, rup, mai îmi iau ceva, vreau să-mi iau avionul de la Suede, J35, dar e 340 de lei. Opa, opa, scuzați-mă un pic, iertați-mă, dar sunt aici. Macarele, păi mulțumesc mult de tot. Și tu ești în Suedia, mă?
Păi uite, uite de aici, Nilsson, este ce nu Suedia. Doamne, îți mulțumesc mult de tot. Mulțumesc din suflet. Te-a surprins! You are amazing, mamă, ce frumos. Nu m-a văzut sacărul. M-a văzut sacărul, sugiu. Ai brigadă și nu faci live, exact, vă, să știi. Băi, chiar bine că... Sincer, da. Exact, să nu fac live. Nimic, bă. Vezi că scârțelezi boxeaua, așa e. Mulțumesc încă o dată, bă, fraților. Bă, de fiecare dată nu norociților, deci vă spun sincer, bă, nu mai fac, că nu mai am chef, că... Știți cum e, e obositor, e o grijă, nu știu. Bă, și vin nenorociții, vin nenorociții de voi, ați dat bomba atomică că i-am dat-o a doua oară. Bă, frate, eu nu reușesc. Și vine nenorociții și mă motivează să joc iar. Și să fac live, să vă dea Dumnezeu sănătate. Vă mulțumesc din suflet. Că sunteți membri, că îmi faceți donații, că îmi luați super mulțumiri ce luați voi pe acolo, vă mulțumesc din suflet. Sunteți extraordinari. Uite, măcar nu l-am mai auzit, nu l-am mai vorbit, dar nu mai ții minte. Foarte frumos din partea voastră. What? Mai trăiește? Nu. N-are cum. N-are cum. Ia uite, mă, iar am câștigat tot și foarte. Doamne, doamne. Bă, nu reușesc să dau bomba atomică. N-am reușit să dau bomba atomică. Dar... Va veni și acea zi și ascultați voi la băiatul. O să dau pe live. Prima dată și o să-mi tremure chiloții. Muncesc mult, n-am timp. Bă, să știi. Mă uitam zile trecute pe TikTok, pe la televizor, nu mai știu unde, și spuneam așa, bă, muncești, nu e o problemă să muncești, problema e să nu fii stresat. Stresul slăbește imunitatea organismului. Imunitatea organismului e afectată foarte tare de stres și automat vin boli, cancere, dragi, la acestea. Bă, frate, credeți-mă că War Thunder pe mine m-a scos din niște situații grave, depresii, pot să zic așa, sau situații nasoale. Bă, și în ziua de astăzi, eu când vin de la muncă sau când am o zi grea de la serviciu, vă spun sincer și o știm stresantă și aglomerată, bă, lasă că ajung acasă și joc War Thunder și mă liniștesc pe lângă familie, că vii acasă și familia, nu uitați, familia e cel mai important lucru, ever, ever, ever. Băi, fraților, dacă îmi vii acasă și ai o familie liniștită, fericită, bă, ți ajung acolo, banii de muncă, bă, și când mai intri pe War Thunder și faci ceea ce îți place, deci este așa scurăță, e... ai văzut când se ducă ea în India să-și curețe sufletul, să-și curețe spiritual, e așa mă curăț eu cu War Thunder, vă spun pe cea mai scump că n-am, și mai vine mă, mai vin și băieții ăștia cu membrii și cu donații și cu dălea, ce să mai vrem mă, e viața perfectă, mă jur, și mai stau și mâine acasă și pâine. Dacă bag 5-7 China, ne bagă, păi intru și eu pe China. Asta e adevărata marihuana, bă, ce vorbe mari zici tu, nonorocitule. De asta vă iubesc eu pe lumea asta. Și eu vă iubesc, sincer, vă iubesc. Pe tine, vă iubesc, te iubesc mai mult. N-ai cum, mă, bine dispuneți, firați voi să fiți de nonorociți, jur. Mă, bine dispuneți pe fiecare live. Și știți foarte bine, nu neapărat că primesc donații. Mă, bine dispuneți că mă simt bine cu voi și simți că faci ceea ce îți place. Am patru, băi, apropo, pe 20 mai este ziua mea. Fac 46 de ani. Deci la 46 de ani am ajuns să fac ceea ce îmi place. Doamne, îți mulțumesc ție, Doamne. Mulți înainte și voi la fel să fiți sănătoși. Dar stai să mă vedeți, măi, e poine, bărbierit, frumos, aranjat. E mare lucru să-ți bălește pielea pe mine, să faci ceea ce îți place. Dar vedeți, de-aia și mai iau câteodată pauză. Bă, frate, și chestia asta, dacă o faci, oh, la mai mare și happy level up, bine zis, mâine e ziua mea, 30 aprilie. Nea Căpșenică, mulți înainte să-ți dea Dumnezeu sănătate, să fii sănătoși, că e cel mai important. O altă chestie care o fac tot așa, ajunsesc de la serviciu, să vorbesc de acasă cu clienții, să fac
Nu, frate. Am plecat de la serviciu, mi-a închis telefonul. Job-ul-i job, familia-i familie. La un moment dat să vă povestesc o întâmplare de-a mea când eram Măriuța mai micuță și eu mai tânăr, bineînțeles, și eram foarte implicat la serviciu de maică, la mulți ani, domn Florin, la mulți ani, fiți sănătos. Băi, fraților, ajunsesc să fiu foarte stresat, îți dai seama, eram cu serviciu, cu aia, să fac, fă, apropo, cât îmi țin reducere? Bă, nu știu, cred că până pe 9 mai sigur țin. Mulțumesc și ție, Doamne ajută. Ia uite, și eram cu Maria Dămânuță, venim în fața blocului să intrăm în bloc și n-aveam cheile la mine și sun la interfon. Păi și m-a văzut Măriuța când m-am transformat la față, m-am enervat și copilul, ascultați-mă cu atenție, top, atenție la mine. Copilul când m-a văzut nervos, bă, avea 4-5 anișori, a băgat degetele în urechi și a zis, tati, nu începe cu nervi. Și atunci a fost așa. Vă zic, ce vină are copilul ăsta? Fuck. Ce vină are copilul ăsta? Și am zis, opa, casa e casă, serviciu e serviciu, familia e familie, stresul meu, liniștea mea e mai importantă decât toți. Bă, să zică copilul așa, să-și bagi degetele în urechi, că îți dai seama, mă exteriorizam, că nu te-aș fi de nevastă mea, că nu știu ce. Și a băgat degetele în urechi și a zis, tati, nu începe cu nervi. What the fuck? Păi asta e viața, mă? Nu mai bine joc eu ori Thunder. Ha? Nu mai bine joc eu ori Thunder. Păi de asta vă spun. Nu vreau să mă dau eu marele expert în trale vieții și aia. Bă, frate, casa e casă, muncă. A, mă duc la muncă, îmi fac treaba, mă implic, îmi fac targetul. Am muncit săptămâna asta, că înainte de Paște nu prea am avut de muncă. Și săptămâna asta chiar am tras, m-am trezit de dimineață, m-am dus de dimineață, am mai stat un pic peste program. Am tras. Ieri și alaltăieri am muncit, am plecat în patrulabe. 13.000 de pași pe zi făceam, vă dați seama. 13.000 de pași, având în vedere că eu lucrez la recepție, da? Te miști, da? Bun. Și am zis... Așa, și mă duc la muncă, îmi fac treaba, sunt responsabil, dar munca e muncă, casa e casa, frate. Bun, să trecem la ale noastre. Cel mai important este că joc foarte și mă doare drept la basket. Și am și bani de avion. Și mi-l iau să moară Jackson, dar nu mi-l iau. Mi-l iau ăla și 35, în rest am tot ce-mi doresc și nu ortandă, îmi jur. Mai stau cu ochii pe avionul ăla J-35 și mi-a zis Iulian că e mișto, care are 6 rachete, și pe ăla de la italien, tot așa, care are 6 rachete. În rest... Nu știu, să mă las ZTZ-ul ăsta, stăteam cu ochii pe el, l-am luat. E foarte șmecher, de generația a doua. Aici. Îl aud, uite-l aici. Opa, nu i-am făcut nimic, mă, friend. Mamă, ce-am scăpat, mâncat v-aș gura voastră. Mamă, ce-am scăpat. Vine scârba aici să mai... L-aud, iau ce stă la pe mine. Și eu trebuie să-l iau aici, că altă variantă n-am, și trebuie să-i dau la burtică. Hai, tată, hai, vino dacă tu te jmechi. L-am luat pe prost, dar vine ăsta la altul acum. Fuck! Mi-a dat bounce, bă. Dar vine la, îl mâncam pe ăsta, jur. Dar l-am luat pe ăla. Nu m-a băgat în luptă, am primit timeout. Nu, de ce, vogule? De ce, domnul căpșunică? Și nu luăm noi un avion acum? Păi nu iau eu avionul, firea măicuța lor să fie. Bă, mi s-au scoat gura cât am vorbit. Da, și ce să mai zic? Și 2003 abonați. Mamă. Păi asta este, știți cum e, realizarea muncii mele, frate. Acum o joc eu pe asta. Ia. Și foarte mult, de-aia nici nu dau bomba atomică. Eu dacă am puncte de respawn cu avionul, clar am luat avionul. Nici nu discut, adică nici nu mă gândesc.
Eu prima dată iau avionul și de-aia nici nu dau bomba atomică. Aha, uite, l-am văzut. Uite, l-am văzut pe nenorocind. Eu vreau să mă uit la avionul ăla. Aoleu, doi acolo, bă. Dar vine ăla. Ea nu-i bine. Mă ia și cărba, că n-am ce fac. Eu acum văd skin-ul ăsta, care-i skin-ul? Ce fac eu acum? Unde mă duc ăsta? A, nu, ăsta i-am pus eu chestiile astea. N-am ce să-i fac, mă frate, n-am ce să-i fac. Ia uite-l cum vine. N-am ce să-i fac, ăsta e greu, frate. Unde s-a ajuns? Ce-ar fi să cadă prostul? L-am luat pe prost. I-am dat. Gata, acum fuge, că s-a căcat pe el, vă dați seama. L-am făcut pe prost. Bă, și ăsta cu BF-ul, frate. Ce ai făcut, Bobiță? Ce ai făcut, Bobiță? Bă, frate. Chiar sunt lipsit de modestie, frate, să faci BF-ul. Albastru ăsta sunt niște flăcări pe care le-am pus eu, da. Să faci BF-ul cu AD2-ul, eu zic că sunt șmechea, frate. Ce să faci, bă, s-a urcat, bă, s-a urcat, ia uite cum face pe aici, ia uite cum s-a urcat șmecheria pe mine, ia uite. Hai, bă, lasă-mă în pace, că nu mai pot. Doamne, iar final blow job. Mamă, ce l-am făcut pe prost. Mi s-a uscat gura, lăsați-mă să beau niște apă, că mi-am luat un cap de șmecher ce sunt cu... Am omorât eu cu AD2 un BF. Mamă, mă făcea la mâncat pe pâine. Dar nu treia decât să ducă în sus, așa, stânga-dreapta, 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 să ducea în sus. Nu mai zic că putea să întoarcă, mă ținea în cerc. S-a speriat, i-am dat câteva hituri, s-a speriat. Și Modest! Deci Modest, zici că e un vierme prin hainele dumneavoastră care se zbate să supraviețuiască. Bine că nu este un vibrator. Care se zbate să supraviețuiască! Au, l-am dat cu la păjunul? Ba da. Doamne, că sunt de prost. Uite și un pic. Da, maximus. Bă, l-am făcut frumos, mă, băiat, sincer. L-am făcut pe frumos și pe mine m-au făcut alții la viața mea. Tot așa de simplu și mă făceau nub. Dar am uitat să mă laud. Vibratoarele au viață, sunt viața mea. Ia uitați aici, să vă arăt aici. Tot așa, că am intrat în, la rubrica Modestie, pe Service Record, da? Nu, no, Player Card. Am 20.800, doar mișcări, păi da. Când le folosești tu Wave, da. Am 20.000 de meciuri și 800 de meciuri terminate în Realistic Battles. Bă, terminate. Nu mai zici încă 4.600 de la Archive. Adică, bă, sunt... opa, chinez 5.7. Păi stai, mă, un pic, eu ce-am? Eu de ce n-ați venit la un 5.7 China? BF-ul ăsta nu prea are cai putere ca de 2 ori, da, am luat. Zice așa... și eu am luat. Bă, asta e șmecheria. El putea să mă facă. Deci el dacă mă ținea în cerc așa și un pic în sus, eu îmi pierdeam forța. Da, păi nu, chiar așa. Am terminat, da.
Da, nu știu de ce e procentajul ăsta și am zis 5-7, da? Ia uite-ți-vă ce ala nebun. Hai, nu, nu, citat. Ia uite-vă, s-a făcut 9 seara, fraților. Mamă, ce e acolo. Numai premium. Păi, acum să mă iertă Dumnezeu, muncind degeaba. De ce facem YouTube-ul ăsta? De ce trag și eu tare să-mi iau toți banii și tale alea? Zi, targetele și toate bonusurile alea. Trec. Ce urât arată tancul ăla, da. Fii atent, mă, friend. Ăsta e de la Battle Pass, dacă nu mă știu. Mergem la un A, să ne distrăm un pic la A, domnul Capșoneca. L-a băgat? L-a băgat. Bă, deci nu știam că ți-ai schimbat. Bă, mă enervează că au băgat literele și nickname-urile astea în chineză, în arabă, în... Numai, parcă nu mai au nicio frumusețe, frate. Nu știi cine te omoră, nu știi cine... Da, știi cum e? Uite, asta e japoneză, crezi? Și asta e chineză. Vedeți? Mai avem un pic să facă steagul gay și gata, ne-am nenorocit. Exact, cum îi dai reportul ăla? Complet, merge. Dar, mă rog, că îți dai seama, are un număr, în spate are un număr de calculator de asta. Au venit chinezii, nu e vorba, dar se vede urât, parcă așa, n-am... Bine, și noi suntem hateri, ca să zic așa. Hai, căpșunic, hai, căpșunic, s-a dus pe partea altă. Aveți o mor ce-ți dau când te prind, căpșunic. Aveți o mor ce-ți dau. Roar, bine, toată, de unde mă, căpșunic, aș făcut eu. Asta spune, e enervant, mie nu-mi place. Opa, șturm. Șturm, gheșuț. E nume de 2 metri. Ăsta e al meu de saude. E și unul în spate. L-am auzit, jur că l-am auzit. Uite. Dar și el mi-a dat bombă, te good to muck. A, 2. Ștefan Hyper, hai noroc, seară bună, salut, să trăiești. Jumbo, mă. Jumbo, mă, mânca vajura voastră. Jumbo, mă rup. Jucăm la 5-7, mă, bani la Jumbo, pe 5-7. Salut, Ștefănic. Salut, Fănic! Mă rup, bă. Frustrant. Frustrant! Nu mai șmechiriem. S-a dus, gata. Paulic, stai cu minte, tată, că ți-au scos ăștia War Thunder-ul din cap. Da, să crezi numai așa că îți deschid eu acum. Ai și tu chef să te vezi pe live, este? Mașa pisecuța. Dacă reușesc să ajung cumva acolo, ar fi ceva. Ar fi ceva. Ah, uite că nu e. Lasă că mă duc eu pe tine, nu trebuie să vii tu la mine. Uite-l aici. Olai, hai noroc, salutare! Bă, ce mi-a dat o scârba ordinară, mă. Mi-a prins, mă. Ce mai joc eu, Paulic, acum? Asta e 5-0, mai repede, și că asta e bun, dar încarcă mult.
T-34 e ca un IS-3 la rămcul lui. Da, dar uite că m-a dovedit ăla. M-a dovedit scârba aia. Da, m-a prins de sus, m-a prins în 90 de grade, ce trebuie mai face? Era în partea de sus, dacă era la nivel cu mine, nu dădea bounce așa ușor. Nu dădea hit așa ușor, mi-a dat bounce. Salut, salut băie, salut, bine ați venit! Pocăiți-vă și jucați ori Thunder. Sunt ok tankurile chinezești, da. Chiar le recomand. A5C-ul de la chinez premium avion este senzațional. Asta, Type-ul 69-2 parcă. Cum sunt ciuciunghezi? Da? Da, eu ciuciunghezi și eu le spun ciuciunghezi ăstora, dar au venit la noi în țară. Eu le spun ciuciunghezilor ăstora, pakistanezi, nepalezi, afgani, ăștia, dar au venit acum la muncă, ciuciunghezi. Sunt buni, sunt foarte buni. Type 69-2. ZTZ-ul ăsta la 10-0, senzațional, la 11-0 câte. Grigore Adrian, Jumba numai ce a fost înainte, primeai bounce de la King Tiger, acum te omoare aproape toți. Băi, zi-ne, mă! Ia uite și pal meu. Ia uite. Cu bombă pe el. Aolo. Nu l-a luat, mă. Ia uite-l, mă, l-a luat ăsta, taci din gură, că am scăpat. Ciungia. Băi, e bine, nu mai e antieriană, dar du-te și te repară. Astăzi am fost la un show aviatic și au dus elicoptere Puma, sunt mai mult. Aircraft și destroyed! Mi-a dat un nenorocitul. Mo-13, hopa cu bombă de aia, Mo-13. Bă, fie la dracu. În Cluj e plin de ei și la tași și Glovo, noaptea nici nu-i vezi pe biciclete, da, frate? Ce? Vrea și ea să intre pe live? Da, da, uite acum. Ia uite și astea sub, dar ce-i sub? Scuze-o un pic, ia. Ăsta e aici. Mă enervează în Cluj bicicletele, în Cluj mai ales când nu sunt în trafic. Băi, Google, ăsta-i viitorul, ia, stați așa un pic, ăsta zice că... Nu știu cu asta, vedeți? Deci și acum se încarcă și vine ăsta și mi-a dat-o... Nu știu, nu-mi place asta, vierea asta mie nu-mi place. Lasă că mă bag eu la 6-7, la 6-3. Bă, nenorocită ce m-a omorât. M-a omorât el pe mine. Ia uite mă, s-a băgat. Joci pe controller sau mouse și keyboard? Mouse și keyboard. Google este dat pe PlayStation 5. Al nostru mai este? Este. Uite și el are nenorocirea asta. Ce faci, mașa? Te joci cu mingiuța tata? 2-2-2! Nu lăsa! Ce chip de joc are? N-ai să-l faci Google pe ăla. La revedere. Uite mă ce să joacă, mă, mâncai aici gura ei. Da, Nihil, sunt pe PlayStation 5 cu tastatură și mouse. Fără tastatură și mouse. Orașul de 5 stele al piticului de bloc. De... Piticului de bloc, probabil. E cam diferit în ordinarele pe PC și de aia. Păi nu, e aceeași interfață, e același joc, numai că am tastatură și mouse. Și mi se vede foarte bine, eu am avut PlayStation 4 FET-ul, adică prima generație. Bă, nasol să vedea în comparație cu ce e acum. Ești drăguț, domnul Coșinică, să jucăm și noi 6-3 cu antieriena care, pe care o ador și o iubesc, care se numește Coelian. Uite bă ce să joacă, mă, mâncheie, ești grei. E dragă, mă. Emil Bob Paulica, a, scuze. Scuze-mă pe mine. Scuze-mă. 6-3 ochii. Bă, dacă mi-a dat ochii căpșunică, îi dea Dumnezeu. Ia uitați-vă, frate. Stați așa să-i pun. Am două backup-uri pe ea. Deci la nemți. Are băiatul tot.
Uite, pe ăsta pot să-l mai cumpăr, dar nu vreau să-l cumpăr. Că nu e. Uite, vezi, ăsta nu mi-e de la discount. Să-l cumpăr, vedeți? Ghepard de 97. Cred că... Dar de ce nu mi-l dă scârbori? Nu-mi place, Grigore, nu-mi place. Nu-mi place la 200.000. Stați așa, să-i dau lingiuță. Ia, vezi, tată. Ce uitați pe data asta? Lasă-mi pisica în pace! Nu-mi place 105. Nu mă omor după el. Hai, băieții mei, hai, cocoșii mei. Merge un 6-3, hai, 8, 120. Ați văzut decalul pe care l-am? Ia uitați-vă. România liberă. Este decalul de la Italia Libera și steagul României l-am pus deasupra pe Italia ca să fie România Libera. Mașa mea e în forță, mă mâncăiești gura aici, se joacă, ia uite. Mașa! Bă, iubesc pisica asta, doamne, doamne. Am prins un drag de ea. Mașa, uite, fată, aia acolo, prostănacu. A pierdut pigeamă, dacă vă vine să credeți. Uite, mă, tata, acolo, uite, acolo. Îi mai fac din staniol, din folie de staniol, îi fac tot mijiuță. Bă, nebunește cu aron. Mașa, mașa. Deci am, nevastă mea o cheamă Marilena, fiimea Maria și pisica Mașa. Și la un moment dat le spun, mama, Mașa, Mașa, Maria, nu mai știu care cu care. Și Mașa în rusă mi se pare că tot Maria e. Deci am numai M în casă, triple M. Și pe mine mă cheamă Paul. Tot cu M. Dacă beau ceva. Și te-ai dus cu Pantera, cu Tiger P, pardon, da? Thank you so much, well done, uite, acum de așa. Cine e cu ștorul înghesuț? Lutendo, un prost. De ce tragi, mă, mine? De ce tragi? De ce dai, mă? De ce dai? A luat și el decalul de la ăla, cum îl cheamă, nu mai știu cum îl cheamă. Mă, am găsit un loc, dacă ai apucat să ajungi aici, ești mare șmecher. Target destroyed, mi-a dat bounce, da? Despre ce vorbim? One shot! De ce n-a jucat cu nemții? A murit ăla. De ce să nu mai ajungă camaradul? Hai să se bereu. Păi, frate, și aici un punct. Dacă ai ajuns aici, om te-ai făcut. Uite aici trebuie să ajungi. Lăsați-mă să mă concentrez un pic. Iată. Ah! Uite, 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 uite. Mă, 344.400, mă. Bă, dar ce mi-a dat-o, bă, a prins-o bine, bă, al dracu. Păcat. Și acum, să vină un Coelian. Coelian. Către dumneavoastră. Și care are curaj să intre cu avionul, să treacă un pic pe deasupra. Ia-l meu.
cred. Să treacă un pic pe deasupra mea. Să vedem oare ce se întâmplă. Nice! Tot al meu. Nici o problemă. În cicuri, în obraj de la Tiger 2P poate penetra. Da, așa e, m-a prins perpendicular. Pe cicuri. Pe obraj, nu? La obrăjori. Mi-a dat-o la obrăjori. Mi-a umflat obrăjorii, ca să nu zic altfel. Da, Mașa? Mami, vezi că Mașa vrea în bucătărie. Te rog să-i respecti și dorințele. Asta și un pic să mă concentrez. Departe. Scuză-mă pe mine, da? Aircraft și destroyed! La obrăjuri, tata, i-a dat-o. Ușurel. Aircraft destroyed. Vă rog să veniți și să poftiți la mașinăria cu alien. Stă pe grisii, s-a început să încălzească și asta. Bă, azi noapte mi-a fost frig în casă, mă, mâncava și groasă. Am dat drumul la aerul condiționat. Mi-a fost frig, efectiv. Nu dau un el ca să nu mă vadă, că după aia vine cu bombele pe mine, nu? Lasă, lasă să dea bombele unde trebuie, eventual. Aircraft distorsion, ia uitați-vă la el. Dai, motherfucker, da, da, dă-i, dă-i. Da, da, dă-i, 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 dă-i. Poți să scoți skill-ul din Paulica, dar nu poți să scoți harul și talentul. Deci, toate ca toate până la Coelian, frate. Deci, toate ca toate până la Antieriană. La Antieriană, deja am tupeul să mă contrazic și să mă pat parte în parte. Uite așa fac, mâncați, că vin avionet la mine. Uite așa fac, eschivă frumos, pa, 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 ca boxerii. Ați văzut cum am pus-o pe aia pe campion pe Antieriană. Tata la Antieriană, mi-a zis cineva. Tata, și să-i dau drumul mă. Deci, ați văzut-o pe aia pe TikTok, nu? Vreți să vă pun pe aia pe TikTok? Stai să vă pun pe aia. La, ai dat bomba de mult, da, da. Stai să vă pun pe aia pe TikTok când dau drumul la brațe, deci n-ați văzut-o pe aia. Stai așa un pic, vă dau un link acum, vine un link imediat. Stai așa că vă dau eu acum când dau drumul la brațe. N-ați vrea. Dar nu știu cum se șeruiește, ba da. Fixare, promovează. Editează. Bă, nu știu cum să faci, numai o secundă. Ah, aici, stai așa, cred că aici, copiere link. Da, copiere URL, stați așa că vă dau acum, ca să vă liniștiți. Să vedeți aici când Paul a jucat cu panțiri până acum, nu l-am. Deci ca să vedeți ce, cum face Paulica când este... E un clip de-al meu pe TikTok. Deci când intru pe antieriană, așa fac. Doar uitați-vă un pic, vă rog. Și să-mi spuneți dacă vă place. De când joc eu cu antieriană. Cum e pe TikTok? Merge? Da, mă ridic ușor, ușor. Am făcut 1000 ceva de abonați, dar am vorbit cu Florin, cu cel care are și el TikTok. Nu faci bani din TikTok. Nu faci niciun leu din TikTok. Și nu mai bine ne oprim noi, ca să zic așa. Nu faci niciun bănuț. O, salut bătrâne bavareți! Faci, dar trebuie să muncești. Nu faci, în România nu faci niciun ban. Decât dacă faci colaborări de asta. Nu faci niciun ban. N-ai ce să muncești. Păi sa? Nu faci nimic. Nu, mi-a zis că nu faci niciun leu. Zero.
A, poate la 100 de mii, dar eu am 1000. Și așa că nu mă chinez doar să-mi fac promovare pentru canalul ăsta, atât. Care mai trageți, mă? Băi, da, eu-l cred. De ce m-ar minți? Aircraft destroyed. De unde l-am luat, băieți? Ia uitați. De unde l-am luat? Eu-l cred pe cuvânt, pentru că nu ai de-astea de... Cam acum la vedere ce faci, bă, Alina, să trăiești, ai noroc. Ce fac, mă, bătrâne? Cam scump la vedere, da? Da, frate, uite, am făcut acum, că mi-era dor de voi. Am primit și donații, pupava și ochișorii voștri. Vorba lui brigada. Băi, ai dita mai brigada aici și tu? Aircraft destroyed. Doar vă rog să nu mai treceți pe deasupra mea. Că sunteți morți dacă treceți pe deasupra mea. Că veți muri. Veți muri dacă treceți pe deasupra mea, my friend. Dragii mei prieteni. Hai, mă duc să-l omor pe ăsta, că mă enervează, jur. Sper să nu mă omoare altul, acum sau să fie mai mult cu ochii pe... Ce-al dracu scârbă unde e, mă? A, l-am luat, am scăpat, a dat Dumnezeu. Deci câte avion am luat? Ce scuze, dar nu... 4. Ha! Doar au trecut pe deasupra mea. Attention! I-am dat artilerie. Te ajut! Nu e nicio problemă. Ajutorul din partea mea vine oricând. Ia, just a moment. Nu l-am lăsat să apropie. Acasă am văzut vreo 6 filme până sunt pedepsit. N-ai fost la țară să te zici ori tanda, să înțeleg? Sunt pedepsit, am văzut vreo 6 filme. Păi știi să mă, ce să faci? Hai, Doamne. Caterinca, mai ești. Bine că am dat drumul la live. Nu ne aud avioane, nu sunt ale mele. Ba da. Salut! Oh, Cristian Lăzăroiu. Am un prieten, Gărgărelu, care îl cheamă Lăzăroiu. Salut, Cristiane! Am crezut că el vine. Ai venit, Cristiane. Bine ați venit, băieți. Pocăiți-vă și jucați o tandă. Credeți-mă, știu ce vorbesc. Haide, mă, mai facem noi ceva kiluri. Ăsta micul e cu F3-ul. Cristianul nu-ți dupa al cont. Ah, Doamne ajută, bine ai venit! Dragilor, când mai fac, am o rugăminte la voi. Când mai fac șorțuri de-astea, suntem răciți toți, Gogule, înainte de Paște, cu o săptămână, am fost răcit, m-am căcat pe mine, o săptămână de duminică până duminică, a început duminică, bă, mi-e frig în casă, dă-mi o bluză de training, o săptămână plecam de la muncă cu 2-3 ore mai devreme, că nu puteam să mai stau, dar mă duceam la muncă ca să-mi fac treaba, să-mi iau banii, ca dacă stăteam medical, ce de bani. Așa că știu ce înseamnă, eu viroză de asta, cu tuț, și acum mai tuțesc un pic. Așa, vă spuneam că mai fac șorțuri, vă rog frumos să-mi dați și mie câte un like și să treceți acolo un comentariu. Foarte bine, bravo! Vreau să văd dacă voi fi mediatizat și mai mult. Mai rog să intru și eu? Nu, cu mare drag, cum să nu? A trebuit să-mi dai aici mesaj. Paul minus Baluc. Aha, scuză-mă un pic, dar vine ceva aici, un pic cam mare. Aha. Lasă-l. Trage cu racheta, scârba. Băi, fraților, uitați-vă de unde am luat, mă mâncava și gura voastră. Băi. Wow! Uho! Bă, de unde am luat pe ăla, mă mâncați și gura ta, băi, frate. Bă, sunt șmecher, mă, pantieriene. Te am la prieten. Bă, deci pantieriene, sunt lipsit de modestie, ca să zic așa. Stați și ascultați-mă că mai vine unul. Câte am? Dar nu pot, nu văd eu aici.
Deci la anti-aeriana asta, deci îmi place anti-aeriana asta, o iubesc. Efectiv, o iubesc. Chiar îmi place, jur că îmi place și fac și bani. Da, era un avion pe aici. Unde ești, Google? Nu mai... Și trage bine. Nu face pauze. Are ăsta cu 4 mm penetrare, dar când explodează lângă avion, îl rupe în două. Ia, ce să mai tragă? Nu mai are cineva? Da, uite aici. Hai că vine el acum. Uite, mă, că mi-a scăpat, uite. Ah, l-a omorât. Sunt pe urmele tale! Unde-și, mă, nenorocite? Mai jos cu joystick-ul. L-am dat înapoi, Google. L-am dat înapoi, nu mi-a plăcut la 5 milioane. Mi-o umplea, avea și maneta aia, trotă-l ăla și umplea masa aici. Dar vreau să-mi iau pe ăla de 200 și ce, 210 lei. Care are trotă-l la baza joystick-ului, știi? Ăla vreau să-mi iau, uite că tot am abandonat și mi-l dau pe ăla. Ți-am dat invite, gata, my friend. Nu mi-apare Cristian Ionuț. Invite to squad. Și faci bani aici, te umpli de bani, efectiv, ia uitați-vă și voi, 30.000. Pe meci! Pe meci! România Liberă, mă, să fac un pipi, că vine imediat. Așa, ce zice aici? Sunt pe urmele tale, l-a doborât avioane. Da, știu că și tu joci cu antieriana, ție îți place BTR-ul ăla. Mie nu-mi place BTR-ul ăla. Nea Căpșunică, hai să dăm și noi domnul la jos, sau te-ai dus să faci tu un pipirică, ce să vedeți, m-am să fac pipirică. Domnul Baloc, hello, Costin, Costi, hai noroc. Și ce să vedeți, făcusem așa caca, deci strânge și caca de pisică. Hai noroc să trăiești. Ce face șef? Bine, tot. Gata, bun, perfect, hai să-i dăm drum. Așa, ground 6-3, pac, 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 pac. Hai să-i dăm, hai noroc la toată lumea. Hai noroc tuturor, să spune corect. Ce faci, domnul Costi? Nu mai spune șef, că nu-mi place, șef, boss. Dăm drumul la artilerie. Stai așa, eu sunt specialist. Stai așa, cum să joc eu pe asta? Pe antierian. Fii atent acum. Fiți atenți acum, cine ce vă bine. Mergem repede să luăm un punct. 2, 3. Boss îi place lui. Nu, îmi spune boss, șef, șefuț. Șeful șefilor. Nu-mi plac astea mie. Cum le zice la astea? Adjective, nu? Nu sunt adjective?
Nu sunt adjective. Cum le zicem astea? Zice că nu mai știu gramatică. N-am știut niciodată. Ia, reușim să luăm tău mâna. Da, un ac am BMW, să mă rog. Te-ai căcat acum și acum vrei să vii la mine. Da, ce să spun. Mi-am luat hoi 4. Bă, frate, că ai venit la mine, are chef de joacă acum, că e căcat, îți dai seama. Joacă cu mingiuța. Nu știu ce e hoi 4 ăsta. Opa, nu e bine aici. Nu e bine, not bad, not bad. Eu mă duc, mă. Wave este absent astăzi? Nu, a fost. Ia uite-l. Wave a fost astăzi. A fost Wave. Ia uite, bă, băieții mei. Aoleu, prostă, n-acu, ce-ai făcut? Ia, ia, ia. Hai, hai mai două rând. Hai să fie primit, Doamne ajută. Și acum fugim. Mai luăm un rând de grenade. Costi, nu știu despre ce vorbesc, nu cred că e un subiect care ne interesează. Uite un loc bun aici. Ia să vedem. Asta stă bine aici. Dar nu știu cum o dă. Nu e rău, vede bine asta aici, mă. Vedeai că am de pressure, bineînțeles. Mama, măsi. Vedeți, băi, ce mai e asta acum de aici. Exact ce spuneam, frate. Aute, ce e acolo. A, că am fugit, ce să mai... Aute. Aute. Nu e bine. Nu e bine și mă cam și ustură ochii aici de la lumina asta. Reușim să flancăm? Cum să mă? Eu mă duc, mă. Ia, dar nu-i ca vara, păi da. Hai că mă bag la un alt film. Adevărul, cât ce te faci? Pompei? E pe Netflix Pompeiul? Băi, nu mai am răbdare să mă uit la filme, eu, pur și simplu. Mă juc pe Ortan. Bine, eu sunt convins că și tu te-ai jucat Ortan. Ia, vezi, boss, că ți-am luat loader-ul. Eu sunt convins că te-ai fi jucat Ortan, dar dacă... Dacă erai la țară. Pro TV? Ah, ok. Nu e. Hai mă pe el, mă, hai mă pe el, mă, nu lăsa, mă. Dă-i mă la joale aici, mă, dă-i mă la joale, mă. O, să moară, mă. Nu-l văd. Repară și până asta micu? Thank you so much. Eu mă duc, frate, eu sunt războinic. Eu nu am răbdare să stau așa.
N-are cum să mai trec. Nu știu, am eu o presimțire și... Am eu o presimțire că nu pot să mai trag și eu dau și lui ăsta acum. Au ceva în stânga. I-am dat-o și lui ăsta. Hai ca să nu mai stau, că mă plictiseam, nu da alta, știi? Blessed talent. From the god. Blessed talent from another god. Și mai e un aici. Another one. Iar cu hack-ul pornit. Ce fac? Cât ce-am omorât? 4. Păi, Doamne, iartă-mă. Ce să fac? L-am văzut, mi se pare, Pompeiu, de zice ăsta, mic. Frumoasă povestea. De fapt, vă rog. Legendele. Bă, să mă bag, nu. M-aș băga întâi cu un avion. Rampage. Nu știu ce înseamnă mâncați aici, bă, să mă bată Dumnezeu dacă eu știu ce înseamnă Rampage ăsta. Mai să ne mătăm! E un pic cam mult alb, jur. E, așa cred că e mai bine. Ați văzut, apropo, ați văzut ăsta cu dacă dau drumul la brațe? Ia să vedem, scuzați-mă un pic, am văzut ceva pe aici. Deci avem așa, a văzut un antierian aici. Scuzați-mă un pic, dar trebuie să iau ca să scăpăm de grijă. Target destroyed. Another one. Hai. Mai era ceva. Aha, ăla așa. Mai dați-mi ceva. Ia uite-l. Scuze-mă un pic, vreau să-mi iau pe ăsta, că e un pic cam periculos. Target destroyed. Și mai e unul, na. Nu mai e. Ba da, este, cum să nu. Păi nu ți-l iau eu? Nu-l mai iau. Nu mai au că l-au luat ei, am fugit. Și uite unul acolo, nu mai e nici ăsta aici, uite aici. Uite aici. Flaps on. Mă iau ăsta scârba asta ordinar. No, 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 no. Target destroyed. Die, motherfucker, 7 bucăți. 7 bucăți, motherfucker. Am aterizat, mă. La al dracu. M-a omorât o scârbă de rus. Eh, și acum... Și acum putem interpreta Sfântul Aradu, exact. Putem interpreta această acțiune ca fiind benefică mie. De ce? Pentru că îmi dă posibilitatea. Aircraft destroyed. Îmi dă posibilitatea de a-mi arăta aptitudinile în War Thunder. Mai e unul aici? Nu. E mort. Câți avem? Așa. Puncte 1280. Măriuța, deschide și lumașa că e la mine aici și vrea să răcuța în bucătărie. Că e fomiț, ar mânca și ea ceva. Deci, treaba merge. Merge chiar bine. Mama! Mami, mi-ai pus și mie mașina aia de tuns la încărcat? Mașina de tuns, ai pus-o la încărcat? Te rog. Începe nebunia lui Salam. Fiți atenți aici. Dar n-am material. Nu mai e Salam ce a fost, n-ați văzut? A ales praful. S-a ales praful, fraților. A dus dracu. Drogule, bă. Nu, nu sunt pe... Lasă că îmi spui în particular. Nu vreau să bag clanurile pe live-ul meu. Hm.
Nu, nu amestecăm clanurile cu live-ul meu. Nu mă interesează. Opa, opa, ia să-i dau aici. Da, dar nu vreau să amestec discuțiile între clanuri, între ei, nu mă interesează, nu vorbesc pe nimeni. Ne iau ăștia, mă. Bă, dar eu m-am dus cu ăsta, zici că sunt tank, am uitat. Dacă n-am avioane, mă, ce să fac, mă? Dacă n-am avion, eu în ce să dau? Ia să vedem, o fi ceva pe aici, mă, vine scârba pe aici, că nu mă vede, că-s băgat aici, fiți atenți. Nu o să mă vadă, ascultați și vă spun eu. Vine. Sunt pădurii. Aici, da. M-am dus prea mult, mă, nu mi-am dat seama. Uite la aici, e. Ia. Ăsta mic îl aud aici. Nu pot să mă dau la avioane. A dat și la bomba! I-a luat ceva, i-a luat-o. Nu i-a luat-o. N-am reușit, ce să-i fac cu ăla, că a dat la bomba. Păi nu cred că mai stau nici eu foarte mult, mai duce un pic cu avion. Nu, mai cam obosit monstruchi. Cred că am 2 ore de live. Măi, spuneți-mi și mie, vă place aia cu brațele ce ați văzut aici în chat? Ia. Ăla era acolo. Acolo m-a omorât pe mine. Unde e Isu? Aha. Isu e acolo. Nu-i văd, frate. Aha, uite-l aici, cum să nu văd, eu uite. Uite, mâncă ea și ciocolăi. Target destroyed. Another one. O bucăci. Ne-a CO? Nu, ne mai a CO. Doar să-i salvat, l-am văzut. Uite-o. Oh, unde-a găsit? Doamne, ce i-a dat-o? Ce-am dat-o, reușit al dracu să ia. Unde mai e? Dați-mi tank, mai am o bombă. Dați-mi în tank, mai am o bombă. Oh, another target destroyed! Și unde te duci la aeroport? Câte bucăți am? 10 bucăți cu 11. Ai mers la munte să faci TikTok? Nu, cu am fost în Bulgaria. Opa, au schimbat aici genul ăsta. E harta. Am fost la... Opa, asta era de bombă atomică, văd. 2500. Una pe plafon, exact. Am fost în Veliko Târnovo. Vă recomand să vă duceți, e foarte frumos acolo. E un oraș pe coline, sunt casele foarte mișto aranjate și foarte ieftin, convenabil, merită. Și cam atât. Ia, mai avem timp să mai facem ceva kill-uri?
11 bucăți. Păi cum să nu joc cu Germania, mă? Nu vă supărați, da? Îl opresc? Da. 6-3 a devenit el clasic. Chiar și 6-7, frate. Doamne, deci dacă vreau să mă bucur de tancuri, joc 6-3, 6-7 la nemți. Deci este exact ce îmi trebuie, exact ce îmi place. Aradul se mișcă senzațional. Dai bombele, le pui cu mâna, că și Iulian zicea. Și ai vorbit în bulgară de baltă? Da, blăgădăria. Le ziceam blăgădăria, ai dreptul, le plăcea? Nu-mi zice Iulian, jucam acum o săptămână, două cu Iulian. Bă, frate, cum le pui așa, mă? Alu și talentul! Le pui, frate, că te înveți cu el. Ai văzut, îl pui la 2-3 cm în fața lui. I-ai dat doar așa. Are bombele foarte bune, sunt senzaționale. Îmi place foarte mult avionul de la izraelieni, AIT se numește, AIT. Are rachete M9D la 9-3, senzație, mâncați-vă, nu mai faci nimic în grau realistic, că te omoară antieriene. Bă, frate, dar rupe cu rachetele alea, efectiv, dacă dai până în 2 km, nu mai contează countermeasure și chestii de-astea. Ai, nu mai reușesc, ne iau, sau luăm noi, luăm noi, e bine. Eu le dau direct fără țintă, așa le dădeam și înainte și vezi că nu era coeficientul, procentajul nu era în favoarea mea, ca să zic așa. Învață-te că și Iulian dădea la fel, la ochi, așa le dădeam și eu. A heavy metal hero. Dragilor, și de final am făcut 11 kg și vă mulțumesc și pentru donații, vă mulțumesc că ați stat și cu mine, vă iubesc. Sunteți niște nonorociți și mă face să revin cu live-urile. Nu uitați, când mai fac shorts-uri, alea mă ridică foarte mult. Dați-mi like, vă rog frumos, și dați-mi și un comentariu. Și automat mă ridic și eu și probabil o să fim și mai mulți. Dragilor, v-am pupat, vă mulțumesc de like-uri, vă mulțumesc de dislike-uri, vă mulțumesc de donații, vă mulțumesc de membrii. Vă iubesc, seară faină și pocăiți-vă, nu uitați de Over Thunder. V-am pupat, noapte bună, mai stăm două zile acasă. Pa, pa, v-am pupat.